Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. În acest vlog vom vorbi despre o boală la găini. Mai prezis niște... Nu, sunt niște minuscule insecte, nu știu cum să le spun. Acarienii la găini. Am acarieni la găini și vreau să vă prezint și vouă cum, cu ce le tratez. Am câteva găini cu așa ceva. Și vreau să vă spun cu ce le tratez eu, pentru a ști și voi, dacă aveți așa ceva, să nu dați bani pe creme sau alte chestii. Uite, aici vom reprezenta, am prins un cocoșel, pentru că am puține găini cu acarieni. Am prins un cocoșel care are acarieni și va trebui să rezolv și pe el. Până acum am rezolvat vreo 3-4 și vă voi arăta acum ce sunt acarienii. Ia uitați, aceștia sunt acarienii. Stați, fiindcă nu focusează. După cum se vede, aici formează niște mucuri ca pielea uscată, după cum se vede. De obicei se formează aici. Am avut găini, dar am scăpat de ei, pentru că era mai urgent să scap de ei și am scăpat. Eu le dau cu untură. Bunica mea mi-a spus, dă-le cu untură și vor dispărea singuri, pentru că se vor înneca cu untură și vor cădea, vor muri, se va dizlipi această coajă. Și ia uitați, acesta încă nu l-am dat deloc, va trebui să-l dau și pe el. După cum se vede, hai să vă prezentăm o găină care am vindecat-o de așa ceva. Cât de cât, pot să spun. Stați să mergem să o prindem și vă voi arăta. Am prins-o. De exemplu, ia uitați la aceasta. A avut și ea partea aceasta plină. După cum se vede, aia s-au dizlipit și au căzut. Cam așa este. Am folosit puțină untură care am avut în casă, o cană. În câteva zile le dau o singură dată pe zi și aia le dau dimineața. Și le dau iar a doua zi dimineață și așa în continuu și în câteva zile vor dispărea. Se vede că se dizlipesc de pe picior. Bun, mai dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!